partenerul proiectului Molda Sig. Bine v-am regăsit pe coordonatele MD2022. Sperăm ca și povestea anului 2003 va fi o lecție interesantă de istorie și, de ce nu, de viață. Șeful statului însă caută în continuare modele și colaborări tocmai în estul emisferei estice. Între 23 și 26 februarie, președintele Vladimir Voronin a efectuat o vizită de stat în Republica Populară Chineză, la invitația președintelui chinez Jiang Zemin, în fruntea unei delegații oficiale. În cadrul vizitei au avut loc întrevederi cu Jiang Zemin, președintele Chinei, Hu Jintao, secretarul general al Partidului Comunist Chinez, Zhu Junzi, premierul Consiliului de Stat, și cu Li Peng, președintele Marii Adunări Naționale. Occidentalii erau mai puțin ospitalieri cu unii potențiali musafiri. La 27 februarie, Uniunea Europeană a interzis accesul pe teritoriul său lui Igor Smirnov și fiilor săi, considerând că aceștia poartă răspunderea pentru lipsa de colaborare în direcția reglementării conflictului transnistrian. Tiraspolenii aveau probleme cu traversarea frontierelor. În schimb, partidele moldovenești își transparentizau reciproc hotarele dintre ele. În martie este creat blocul politic Uniunea de Centru-Stânga. Din el fac parte Partidul Democrat, Partidul Comuniștilor, Mișcarea Forța Nouă, Partidul Democrat Agrar, Partidul Socialiștilor, Partidul Republican și alte formațiuni de stânga și centru-stânga. În lume, mărunțișurile ajung să valoreze mult. La 10 martie, în Marea Britanie, o șuviță de păr a lui George Harrison, fost membru al legendarei formației Beatles, a fost vândută la licitație pentru 1400 de lire sterline. La scară mai mare și proporțiile economice sunt mari. La 15 martie, Hu Jintao devine președintele Chinei, succedându-l pe Jiang Zemin. Iar la 17 martie, liderul unei alte mari puteri, președintele american George W. Bush, îi dă un ultimatum lui Saddam Hussein de a părăsi țara în 48 de ore, pentru a evita atacurile militare preconizate de Statele Unite. În Moldova, războiul concepțiilor se dă în Parlament și câștigă cine are mai multe voturi. La 18 martie, Parlamentul, cu voturile fracțiunii comuniste și a 7 deputați independenți, a adoptat legea privind administrația publică locală. PPCD a boicotat ședința, iar Alianța Braghiș nu a susținut proiectul. Luptele moldovenești interesează doar pe moldoveni. Pe ceilalți îi interesează Orientul Mijlociu. La 20 martie, trupe din Statele Unite, Marea Britanie, Australia și Polonia invadează Irakul cu scopul de a dobori regimul lui Saddam Hussein. Un efectiv de 263.000 de militari ai coaliției împotriva 375.000 de soldați irachieni. Occidentalii cucereau Irakul, moldovenii se apucau să cucerească lumea, nu toți, doar trei. În martie, grupul Ozon lansează piesa Dragostea din Tei, care avea să devină cel mai cunoscut cântec românesc pe arena internațională din toate timpurile. Des tubes de l'été, Dragostea din Tei, je ne sais pas si je le dis bien. Non, tu dis mal. Ozon. Istoria Republicii Moldova nu se oprește aici. Ea merge mai departe cu mici realizări și înfrângeri pe potrivă. Iar pentru noi este important să le cunoaștem pe toate, pentru că numai în acest fel vom reuși să nu repetăm greșelile trecutului. Sunt Vitalie Dogaru și vă aștept și săptămâna viitoare la întâlnirea pe coordonatele MD2022. Partenerul proiectului Molda Sig.